Discutăm cu Vlad Voiculescu, viitorul viceprimar al Bucureștiului, și cu Ștefan Pălărie, candidatul USR Plus pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Bine ați venit la interviurile Hot News. Mulțumim bine tare mult găsit pentru invitație. Aș vrea să vorbim astăzi mai mult de un termen pe care l-auzim foarte des în ultima vreme, acela de depolitizare. L-auzim de la toate partidele, ba că trebuie depolitizat o instituție, ba întreg sistemul. Aș vrea să înțeleg mai bine ce înseamnă pentru USR Plus această depolitizare și în special pentru dumneavoastră, domnule Voiculescu. Pentru noi depolitizare înseamnă depolitizare. La fel cum transparență înseamnă transparență, meritocrație înseamnă meritocrație, e atât de simplu. Dar înțeleg de unde vine întrebarea dumneavoastră. Suntem în campanie electorală și discursul politicienilor pe de o parte se schimbă și cu cât ne uităm la cei mai cu vechime în politică, cu atât vedem că discursul se schimbă în mod fundamental în timpul campaniei electorale. Și pe de altă parte, discursul, ce se vorbește, ce se promite în campania electorală, nu se pupă din nou deloc cu faptele. Atunci când cineva vorbește despre depolitizare, ar trebui să poată să demonstreze că odată măcar în istoria sa personală sau a partidului din care face parte a avut măcar o singură inițiativă pentru depolitizare. Și noi suntem singura entitate politică și în nume personal pot să spun că m-am luptat pentru asta în fiecare zi a mandatului din 2016 de Ministrul Sănătății. Dacă vă amintiți, ordonanța 79 pe 2016, ordinele de ministru care stabileau depolitizarea managementului de spital, stabileau cum să se dea concursuri care să le dea acele șanse oamenilor care veneau din afara politicii cu cei care veneau din partidele politice. Spuneam atunci chiar că managerul unui spital nu poate, nu ar trebui să fie cineva care are o funcție de conducere într-un partid politic. Spuneam atunci de asemenea că acele conflicte de interese care sunt bătătoare la ochi trebuie să fie definite foarte clar în lege. De exemplu, un manager de spital nu poate să semneze contracte cu propriul verișor, cu firma propriului verișor sau a soției sau a fiului, așa cum am văzut tot atunci în Cluj, la Institutul de Urologie. Dacă vă amintiți, fiul domnului Lucan avea un domnul Lucan, care conducea clinica de urologie, avea un contract cu clinica fiului dumisale. Și multe, multe alte astfel de exemple. Depolitizare înseamnă depolitizare, e atât de simplu, adică nu numești manageri de spital, de exemplu, sau oameni în direcțiile de sănătate publică sau alte funcții care nu trebuie să fie, care nu sunt eminamente politice, așa cum pot fi cea de ministru și de secretar de stat. Tot ce este dedesubt trebuie ocupat cu specialiști care sunt sau pot fi sau pot nu fi membri de partid, dar niciun caz nu sunt numiri politice, niciun caz nu sunt numiri care să fie de la, da, de la o poștă. Se vede că și PSD și PNL au numit oameni doar pe acest criteriu al apartenenței la partid. Domnule Pălărie, m-aș îndrepta către dumneavoastră pentru că candidați la alegerile din 6 decembrie pentru Senat din partea USR Plus. De ce v-ar vota alegătorii? Cine este Ștefan Pălărie și cum poate el contribui din Parlament? Mulțumesc tare mult. Numele meu este și viața mea sunt strâns legate de educație. Cumva așa s-a întâmplat să încep și anume, deși mi-a plăcut foarte mult școala și atât de mult încât am petrecut 21 de ani alături de ea. Am făcut o facultate de 5 ani, cibernetică și apoi două programe de master. Însă mi-am dat seama că ceea ce m-a ajutat să-mi construiesc un orizont al vieții și o înțelegere a vieții nu a fost atât de tare strâns legat de școala formală, ci mai degrabă de educația non-formală la care am avut norocul să am acces. Și atunci, cumva, încă de pe băncile facultății, fiind extrem de implicat în organizație studențească,
voluntar în mai multe inițiative și ONG-uri, am ajuns să-mi dau seama că de fapt asta dezvoltă de multe ori voluntariatul și educația non-formală mult mai mult decât școala, așa cum o știm noi. Așa că n-a fost decât un pas ca în 2006, lucrând pentru un număr de ani deja în industria de training și consultanță, să fac pasul către ideea de a înființa un ONG educațional prin a cărui programe au trecut peste 35.000 de tineri din România. Acum, revenim cumva la întrebarea dumneavoastră. Eu cred că, din păcate, mai ales după analizele celebre ale CV-urilor parlamentarilor pe care noi astăzi îi avem în Casa Poporului și văzând ce dezastru poate să fie acolo, câtă impostură, câtă minciună, cât de prezente sunt aceleași universități, fabrici de diplome în trecutul și în CV-ul lor, cred că românii nici măcar nu mai știu ce ar însemna un parlamentar normal și un om care să îi reprezinte în secolul acesta. Dacă eu ar fi să proiectez o astfel de definiție, sigur că mi-aș dori să fie cineva care se pricepe la un domeniu, mi-aș dori să fie cineva care este pasionat, teribil de pasionat și mi-a plăcut foarte mult definiția unui prieten care mi zicea, cred că oamenii se pot cunoaște atunci când îi vezi cum se comportă când nu îi privește nimeni. Și asta mi-a plăcut foarte mult și cred că mi-aș dori să fie parlamentar un om care de-a lungul vieții a demonstrat că poate să construiască, că poate să schimbe, că poate să ajute, că poate să organizeze sau poate să participe și să contribuie la un cadru normativ, juridic, legislativ, precum acel cadru sau acele cadre de care noi avem nevoie în România. Și cred că asta este un lucru pe care, cel puțin oamenii care mă cunosc îndeaproape și care au lucrat cu bine, o pot să o confirme, dar dincolo de asta, cred că la nivel general, în cadrul Alianței USR Plus, promisiunea făcută întotdeauna a fost aceea de a pune oameni competenți și integri în rolurile pentru care cerem încrederea și votul oamenilor și până acum niciodată nu am dezamăgit. Deci eu cred că vor putea merge în continuare pe a mai face un pas în față către o reformă profundă a României, atât prin ceea ce prin votul pe care l-au dat deja față de cei 45 de primari Alianței USR Plus, a miilor de consilieri locali din toată țara. Acum e doar un pas de făcut mai departe, de a permite cât oamenilor integri și competenți să ajungă în Parlament și de ce nu să și formeze un guvern. Domnule Voiculescu, ce are în plan USR Plus pentru următorul legislativ și în programul de guvernare pentru a depolitiza sistemul, termenul de care vorbeam mai devreme, și mai ales cum puteți ajuta dumneavoastră de la Primăria Capitalei? Mai întâi de toate, noi suntem o echipă. Că suntem o echipă nu înseamnă că suntem o gașcă, nu înseamnă că mergem acolo să ne punem unii pe alții în funcții. Înseamnă efectiv că suntem o echipă care și-a asumat o misiune și aceea este de a îmbunătăți lucrurile în mod semnificativ pe fiecare domeniu pe care ne-l asumăm. Că suntem o echipă înseamnă de asemenea că lucrăm de la nivelul administrației locale, de la nivelul administrației centrale și de la nivelul Parlamentului European, acolo unde avem cea mai puternică delegație a României și una dintre cele mai puternice din Europa, cu Dacian Cioloș, liderul celei de-a treia mari forțe politice europene. Chiar putem să influențăm lucrurile și chiar putem să schimbăm reglementări și să schimbăm cursul unor fonduri care să facă viața oamenilor mai bună aici la noi. Și am demonstrat asta deja. Dacian Cioloș, Dragoș Puslaru, Dragoș Tudorache, Ramona Strugariu și toți ceilalți europarlamentari noștri își fac treaba și o fac cu vârf și îndesat. Cum putem să lucrăm împreună? Putem să pilotăm lucruri la nivel local, pe care apoi să le ducem la nivel național și putem de la nivel național să creăm cadrul pentru ca magia să se întâmple acolo unde trebuie să se întâmple, și anume în fiecare loc din România. Multe lucruri pot fi făcute la București. București este o mică țară, dacă vreți. Bucureștiul are, în termen de populație și în termen de buget, se poate asemăna cu țări precum Slovenia sau multe alte țări mai mici din Europa. Bucureștiul e de asemenea extrem de complex,
Iar domeniile de care mă ocup eu în mod direct, mă voi ocupa imediat ce sunt ales ca viceprimar și primesc atribuțiile. Voi coordona la nivelul Bucureștiului sectoare precum cel al sănătății, cel al educației, cel social, sport și alte câteva lucruri esențiale. Sunt domenii complexe pentru care e nevoie de colaborare între area guvernamentală și area locală și exact asta vom face. Depolitizare înseamnă mai mult decât a face niște numiri într-un fel sau altul sau a organiza concursuri într-un fel sau altul, mai degrabă scoțând la lumină oameni competenți și oameni care chiar să vrea să slujească cetățeanul mai degrabă decât să-și slujească partidul sau pe șeful unui partid. Dar înseamnă și că într-un termen relativ scurt vrem ca acești oameni să schimbe modul în care funcționează instituțiile din România. Instituțiile noastre funcționează foarte prea mult uitându-se la lideri, la liderii politici sau la liderii instituțiilor ca la niște șefi, ca la niște stăpâni, în loc să funcționeze mai degrabă bazat pe reguli, mai degrabă cu gând, cu serviciul față de cetățean în minte. Și mai degrabă considerându-i pe acești lideri politici de o culoare sau de alta, lideri ai instituțiilor, mai degrabă reprezentanți ai instituțiilor, nu cei care taie și spun și care se asigură că echipele de acolo sunt funcționale și la o adică funcționează și fără ei. E un lucru important, e ceva ce eu îmi propun pentru în orice proiect în care intru, îmi propun ca atât de repede cât se poate să ca acel proiect să funcționeze și fără mine, acea echipă să funcționeze și fără mine. Domnule Pălărie, dumneavoastră aveți o experiență îndelungată în mediul ONG din domeniul educației. Spuneți-ne, vă rog, care este planul, programul dumneavoastră pentru Parlament pentru a depolitiza sistemul de educație? Haideți să vă încep răspunsul prin a mai reîntări încă o dată cât de importantă este această prioritate. Doar acum câteva zile a apărut un reportaj al colegilor de la Recorder, poate că l-ați urmărit, vis-a-vis de situația unui director al sistemului de supraveghere a apelor Mureș, în care am văzut cum politicul, de fapt, vine și pune presiune pe oameni competenți angajați prin concurs pentru a-și da demisia de acolo și pentru a fi înlocuit cu niște oameni servili politic. Dar să mergem în zona de educație, unde anul acesta am auzit nenumărate voci ale profesorilor care au spus că acum niciodată sistemul din România educațional nu a fost mai politizat. Unul câte unul, odată ce au expirat mandatele obținute prin concurs ale inspectorilor, general, toate aceste funcții au fost înlocuite imediat politic. Nu doar acolo, guvernul s-a dus până la, sau Ministerul Educației s-a dus până la a începe să înlocuiască în mijlocul unui an școlar, care era unul extrem și este încă, vorbim de anul trecut, era extrem de complicat datorită pandemiei, să se schimbe directorii imediat ce mandatele acestora expiră. Și să nu uităm că anul 2016, anul Guvernului Tehnocrat, a fost pentru prima oară când s-au organizat în mod serios concursuri de ocupare a locurilor de manageri școlare, a unităților școlare. Acele mandate începute oficial în 2016, în anul acesta au început să expire și ceea ce fac politicienii vechi, pentru că așa au învățat sau așa au înțeles să facă lucrurile, este să continue acest proces de a înlocui oamenii competenți cu oameni a serviți politic. Și asta e un lucru care trebuie să înceteze. Un alt fenomen extrem de îngrijorător, citisem un alt articol în care se spunea că 60% dintre inspectorii școlari generali sunt implicați politic și au candidat la alegerile locale. Eu n-am crezut această cifră, mi s-a părut absolut scandaloasă. Am luat cu mâna mea toate site-urile inspectorilor școlare județene, am luat toate numele de acolo, le-am verificat în bază de date de la Biroul Electoral Central vis-a-vis de candidați la alegeri locale și am descoperit într-adevăr că ziarul exagerase. Nu e vorba de 60%, e vorba de 57 și virgulă ceva la sută.
Deci avem o situație care nu mai poate continua. Încă un element, și cu asta probabil că deja a ajuns să fie antologic, acel concediu de campanie electorală pe care au ajuns să-l ia niște secretari de stat Ministerul Educației pentru a putea să se ducă să candideze în județul din care veneau la alegerile locale. La începutul sau la debutul unui an școlar organizat în condiții de pandemie. Așa ceva este inacceptabil pe orice planetă și în orice civilizație. Deci despre această miză vorbim când discutăm despre nevoia de depolitizare. Și acum revenind la cum se poate face lucrul ăsta, ne aflăm la începutul anului viitor la 10 ani distanță de ultima lege organică, legea 1/2011 a educației naționale, și cu siguranță schimbările atât de rapide din zona de tehnologie, din zona de societate și din zona de inclusiv epidemiologic, așa cum putem vedea, ne arată că avem nevoie de o nouă lege. O nouă lege care nu doar să prevadă cum se poate face pedagogia online și la distanță în mod corect, cum anume se poate face verificarea cunoștințelor sau acumulării cunoștințelor la distanță, cum anume se poate închide în mod oficial un an școlar pe baza unor evaluări realizate la distanță. Toate aceste elemente sunt critice și ele lipsesc din legea educației de astăzi. Dar mai mult decât atât, aceeași lege este cea care prevede în mare cum funcționează inspectoratele școlare județene și care sunt atribuțiile cumva ale principalelor instituții subordonate ministerului. Atunci, revenind la întrebare, din zona de redactare a noii legi educației naționale, care n-ar trebui să fie făcută peste noapte de către un grup dintr-o cameră obscură, ci împreună cu partenerii sociali și cu consultări large publice, de acolo se poate stabili cât se poate de clar, inclusiv o zonă de design instituțional. De fapt, problema majoră, din punctul meu de vedere, a pornit cu faptul că inspectoratele erau instituția care aveau atât obligația de a monitoriza și a evalua, a audita ce se întâmplă în școli, cât și erau aceeași instituții care erau responsabile de toate planurile și deciziile remediale. Atunci e ca și când cel care numără e și cel care e responsabil să asigure numărul de boabe acolo. Și în felul ăsta, cu atât de multă putere cumulată, încetul cu încetul s-a ajuns la zona asta de abuz, în care, așa cum povesteam, clasa politică actuală, anterioară, cea veche, a înțeles că de fapt trebuie să-și numească politic fiecare om de acolo. Iar catastrofele care sunt generate de astfel de sistemele putem simți pe propria noastră piele. Singura excepție este că în educație faci ceva teribil de greșit acum, rezultatul se va vedea în 5, 10, 15 ani. Dar asta nu înseamnă că ceea ce s-a petrecut și se petrece atât de abitir în 2020 este un lucru care ne va face bine, dimpotrivă. Și atunci, ăsta este cel mai mare proiect ca din legislativ, dar sigur că vom avea nevoie și de zona executivă și de procesul de formare al guvernului la care ne dorim să facem, din care ne dorim să facem parte, putem depolitiza din rădăcină aceste lucruri pentru a ajunge la, comparativ la alte state, state europene care în urma unui proces de schimbare a clasei politice ajunge să schimbe 4-5 oameni poate din Ministerul Educației, iar restul rămân pentru că sunt niște profesioniști în zona pedagogiei și educației care rămân acolo pentru a face treaba mai departe. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile în normalitate. Cum credeți că ar trebui să arate țara, în opinia dumneavoastră, după mandatul următor al Parlamentului și al Guvernului? Ceva mai depolitizată, cu oameni ceva mai încrezători, ceva mai încrezători în forțele proprii și în instituțiile statului, și lucrurile astea sunt legate, cu un nivel de încredere în general în societate crescut, cu conștiința că se poate și fără penali, că se poate și fără a avea la conducere oameni care este vădit că au venit acolo ca să-și umple buzunarele din bani public. Și cu lucruri de bază, lucrurile care nu se pot face fără intervenția statului și fără de care nu poți să ai un nivel de viață rezonabil. Lucrurile astea mult îmbunătățite și mă refer aici în principal la sănătate, educație, infrastructură, lucrurile pe care le citează oricine atunci când spune de ce a plecat sau a vrut să plece din țară sau se gândește să plece din țară. Astea sunt cele lucrurile pe care eu le-am tot auzit
de la oameni pe care i-am întâlnit în cei 14 ani cât am locuit la Viena, în Austria. Și sunt oameni, sunt lucruri pe care, din păcate, le aud în continuare de la oameni care încă se gândesc să plece, pentru că sunt nemulțumiți pentru ei, dar și pentru viitorul copiilor lor. Eu m-am gândit foarte mult la întrebarea de ce anume are teribil de tare nevoie în România și am mai răspuns în spațiu public spunând probabil de 10 ani de șantier. Avem nevoie de șantiere fizice pe toate plaiurile țării, să vedem multe macarale ridicate la verticală, construind autostrăzi care astăzi sunt lipsă, construind spitale regionale, metropolitane, locale care astăzi lipsesc, construind școli. Avem nevoie de încă 1400-1500 de școli pentru a putea să avem toți elevii învățând, să învețe într-un singur schimb într-un program de la ora 8 la 5 cu oportunități educaționale după amiază și cu șansa de a avea o masă caldă la prânz. Ar trebui să avem construcție și șantiere în toate domeniile, dar dincolo de aceste șantiere vizibile pe plaiurile țării, mai avem nevoie de 10 ani de șantier aici. Avem nevoie de milioane de români, tineri și mai puțin tineri, care să petreacă timp în școală, într-o școală bună, într-o școală de calitate. Avem nevoie ca pe parcursul 25 și până la 65 de ani, adulții noștri să participe în continuare la programe de calificare și recalificare profesională pentru noile meserii și noile domenii care năvălesc peste noi. Și mai avem nevoie de un lucru. Mai avem nevoie de o capacitate administrativă a țării, care astăzi a fost atât de tare șubrezită, și nu astăzi, ci până acum, în ultimii 31 de ani, a fost atât de tare șubrezită de aceste schimbări și înlocuiri de competență cu servilism politic, încât dacă, Doamne ferește, se mai întâmplă vreodată ceva, să ne lovească vreun tip de catastrofă, așa cum a fost și pandemia, noi suntem victime curate, nefiind capabili să putem răspunde în mod profesionist la provocările pe care le încercăm. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră, eu văd anul 2024 ca fiind undeva la mijlocul acestui proces de construcție și văd pe români recâștigând încrederea că putem să ne reconstruim autostrăzi, că putem să ne construim spitale, că putem să ne construim școli, că putem să construim instituții care să respecte și să aprecieze cetățeanul. Munca nu va fi gata peste 4 ani, dar vom fi într-un foarte bun mijloc și proces de tranziție în această construcție pe 10 ani. Acolo ne văd pe noi ca țară. Vă mulțumesc pentru prezența în interviu, iar înainte de final aș dori să vă rog să le adresați alegătorilor un mesaj înainte de alegerile din 6 decembrie. Ce aveți să le spuneți pentru ca ei să iasă la vot? Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim în cine putem să avem încredere. Dacă putem să avem încredere în cei care au avut o șansă sau mai degrabă să mergem către cei care nu ne-au trădat încrederea. E important să mergem la vot și cred că după 4 ani, după acești 4 ani, cred că nu mai are nimeni nicio îndoială în legătură cu asta. Eu, unul ca președinte plus București, ca un care o să voteze aici în București, sunt foarte mândru de colegii mei care candidează. Sunt mândru de colegii mei de la USR care au fost în Parlament și cu doar câteva procente au reușit să impună pe agenda publică subiecte precum pensiile speciale, să oprească atâtea mizerii care s-ar fi revărsat peste țară. Sunt mândru de europarlamentarii noștri și cred că în sfârșit România este pregătită pentru un nou, un cu totul alt fel de politicieni, care nu o să fie perfecți în niciun fel, dar o să miște lucrurile către mai bine în fiecare zi cu tot ce au ei. Domnule Pălărie? Da, eu mi-aduc aminte de momentul în care, exact acum 4 ani, la finalul zilei, după ce votasem, participasem la alegerile generale din 2016, am văzut stupefiat și consternat rezultatele și procentul mare cu care Partidul Roșu câștigase atunci alegerile.
Iar ceea ce a urmat a fost pentru noi toți, sau oamenii care și-au dorit un viitor mai bun al țării, un coșmar. Și atunci am dau seama că atunci nici nu cred că aveam puterea să-mi imaginez cumva că vom supraviețui ca țară la acest asediu colosal asupra justiției și asupra statului de drept în toate formele sale. În curând, pe 6 decembrie, vom avea ocazia să facem această corectare istorică, atât a votului din 2016, cât și a direcției către care s-a îndreptat, eu zic mai degrabă în zigzag și de multe ori în jos, România. Atunci, dacă ne dorim să avem un moment de reset politic, de reset de țară, ăsta este cel mai bun moment, 6 decembrie, în care prin prezența la vot, asta e cel mai important, printr-o mobilizare extraordinară atât a noastră, a celor care vor să reconstruiască țara asta din temelii, dar și a prietenilor, vecinilor, membrilor familiei, vom putea să obținem un scor foarte bun, iar Alianța USR Plus va putea să se țină mai departe de promisiuni. Va putea să se mute dintr-o structură în care a fost forțată să facă o opoziție la un gigant care își bătea joc. Să ne mai ajungem în câteva momente în care vechi parlamentari ne arătau degetele de acolo, de la tribună, sau le spuneau jurnalistilor cu sfidare altă întrebare, refuzând să răspundă ca factor politic, ca decident politic la ce se petrecea. Deci toate aceste amintiri sunt de tristă, perioada țării. Am mai avut încă un an în care am văzut că politizarea și perpetuarea faptelor din trecut nu ne salvează și atunci cred că avem nevoie de un nou început. Iar Alianța USR Plus e formată din oameni capabili și integri, oameni care pot să ducă această promisiune până la capăt. Poate nu în 4 ani, spuneam de un șantier mult mai lung, dar cu siguranță în 8-12 ani.